spunem din nou bună dimineața în deșteptarea la Europa FM, arena lui Cătălin Tolontan acum. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Duminică, în cartierul Titan din București, pentru oamenii din provincie, Titan este unul dintre cele mai mari cartiere din București, la Biserica Acoperământul Maicii Domnului, a avut o conferință, a ținut o conferință, un eveniment parohial, așa cum a fost anunțat, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, actorul Dan Puric. Și colegele mele de la Libertatea, Maria Andrie și Elidriu, au avut curiozitatea să meargă la această conferință cu o cameră ascunsă. O cameră din aceea mică pe care o folosim atunci când nu vrem ca oamenii să se sesizeze în anumite situații că sunt filmați. Și de ce facem asta? Pentru că sunt situații în care prezența unei camere chiar la un eveniment public, așa cum a fost acesta de duminică din biserică, este refuzată și deși evenimentul este public și de interes public am socotit noi. Și din păcate, ca să spun așa, am avut dreptate. Colegele mele mai exact au avut dreptate, pentru că discursul ținut, și repet, dau cu ghilimele, exact ce scria pe hârtie și ceea ce am și verificat că e adevărat, ținut cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, evenimentul în sine, a conținut un discurs în care actorul Dan Puric a elogiat cunoscuți legionari și a acuzat Uniunea Europeană, nepronunțându-se în legătură cu războiul din Ucraina declanșat de Rusia. Deși a fost întrebat despre război, a spus că nu vrea să se pronunțe, că deci cam asta este maximul discursului pe care îl poate avea acum cineva în România, probabil, care a fost cunoscut în trecut ca un pro-putinist fervent, să nu se pronunțe. Discursul îmbină elemente atroce în care oameni care sunt legionari și a căror prezență publică a fost interzisă în biserici chiar de către Bor, sunt vehiculați pe de o parte ei și pe de altă parte Puric a spus, și citez, ce era Pilat din Pont, un comisar european. Sau ca să dau întreg citatul pentru că oamenii să realizeze contextul, spune ce era Pilat din Pont, a spus actorul Dan Puric. Un comisar european, un trimis al Imperiului, destul de limitat și înspăimântat, care trebuia să-și facă treaba. L-a întrebat pe băiatul ăla din fața lui, spune actorul, băiatul fiind Iisus, de ce ai venit? Știți că Iisus n-a răspuns la toate întrebările, continuă actorul. Cum e bine nici dumneavoastră să nu răspundeți toate întrebările care vi le pun ăștia, întrebări care, ca să citesc din nou, duc la, practic el spune că de fapt România nu e, înseamnă o Românie toxică, am citat, o Românie în care copiii cresc cu creierele digitalizate, sunt rătăciți, ascultă muzica de la festivalul precum Untold, a exemplificat, și au un nivel, din nou citez, ridicat de toxicitate în suflet. Sunt foarte multe lucruri spuse de... De ce spui? Adică, da, dânsul este actor, e mim, nu? Dan Puric, e mim, la bază, cum ar veni. Dar acum este, da, de câțiva ani, este un evanghelist al naționalismului șovin, anti-european, legionaroid. Cam asta este dânsul. Adică nu mai e doar un actor. Așa este. Iar poate e un actor, dar e un actor, nu știu, care joacă în piese scrise în altă parte. Ca un actor, am înțeles. Da, pentru că asta este platforma publică de pe care s-a ridicat și a ridicat tot acest discurs, este a unui actor. Da, adică noi am început, e deja clar în piesa cui joacă dânsul. Sau mimează, că e mim. Da, scuze-mă că te-am întrerupt. Nu e bună precizarea, e foarte bună precizarea. Interesant e că i-am întrebat pe oamenii de la Bor, am întrebat conducerea Bisericii Ortodoxe Române prin purtătorul de cuvânt dacă știa de acest eveniment parohial. Inițial a spus Vasile Bănescu că nu știam absolut nimic despre acest așa zis eveniment parohial, dar am aflat acum că e real și că parohia respectivă are această aprobare pentru conferința pe care a ținut-o. Nu se știe când a obținut-o. A obținut-o înainte de conferință, evident, da? Cum a obținut-o, nu știu, asta deja este treaba Bor. Totuși, în momentele astea, în care întreaga
toată Europa vede, cel puțin toată Europa, de fapt toată lumea, da? Aceasta este un război care, din păcate, are cea mai largă audiență pe care a avut-o vreodată un conflict armat în istoria umanității. Spun din păcate pentru că lumea vede cu oroare ceea ce s-a întâmplat acolo. Au văzut, oamenii au văzut și ascultătorii Europa FM cu siguranță au văzut imaginea de la Bucea. Într-un moment ca ăsta, în care este evident cine este agresorul, este evident unde, care sunt consecințele ultime ale acestei agresiuni, Bor continuă să aprobe, să încurajeze cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriar Daniel, ca să citesc pentru a treia oară în aceste câteva minute, ca astfel de discursuri care invită la ură, care împart românii, care consideră că doar românii ortodoxi, asta am uitat să o citez, doar românii ortodoxi, ca asta nu se discută în România dacă nu ești ortodox, trebuie să fii ortodox. A spus că lucrul ăsta este de la sine, este ca limba română, a spus Dan Puric, este pur și simplu, ori ești ortodox, dacă ai altă confesiune, dacă nu te consideri credincios fervent, nu existi pentru Dan Puric. Acest discurs purificator, ca să citesc dintr-un alt cum ai spus tu, Vlad, dintr-un alt propagator al acestor vremuri, da? Predicator al acestor vremuri, din Vladimir Putin, care și el cerea purificarea celor care nu gândesc ca el și nu sunt ca el, da? Și nu sunt gata să ajungă în rai, ca asta a spus Putin, murind pentru regimul lui, pentru țara lui, să continui să joci pe sârmă, așa cum face Biserica Ortodoxă Română, este deplorabil. Îmi pare rău. Nu am alt cuvânt, nu cred că ar trebui să folosim cuvinte mai... Ba da, e dezgustător. Să rămânem politicoși și rațional, dar în niciun caz... Ba nu, e timp... E dezgustător. Scuze-mă că te întreb din nou, dar mă întreb, adică, ce model ne propun oamenii aceștia care susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și, în general, politica Rusiei? Care este modelul pe care ne propun? De ce am putea noi crede că ar fi mai bine să fie aici ca în Rusia? Adică în Rusia în momentul ăsta ești arestat dacă ieși pe stradă și te oprești la colțul străzii cu o hârtie albă în mâini. Ești arestat pentru asta. Este ilegal să folosești cuvântul război. Este ilegal să-ți exprimi opinia. Nu mai există media independentă. Care e modelul? Adică, serios, cum poate cineva să decadă atât de mult într-o țară liberă încât să susțină un astfel de model? Și să susține și să propage toate minciunile Kremlinului, care minte constant, din totdeauna și mai ales acum. Este uluitor, eu asta nu reușesc să înțeleg. În ce fel ți s-a chircit mintea? Ce ți s-a întâmplat? Ce virus ai luat ca să ajungi în halul ăsta? Că altfel nu pot să spun. Și dacă discuția discuția individuală merită purtată și este, până la urmă, importantă, ce se întâmplă cu oamenii să gândească în acest fel. Totuși, când e vorba despre instituții, și Biserica Ortodoxă Română este o instituție importantă în România, nu doar pentru că primește bani de la stat, nu, dincolo de asta, are o importanță în țesutul social, când e vorba de instituții, lucrurile trebuie cântărite totuși altfel. E timpul, am mai spus acest lucru și cu asta vă mulțumesc, închei. Am mai spus aici, din păcate, revine recurent. Deci e timpul ca Bor să se hotărască. Este o biserică ortodoxă și este și biserica creștină. Mulțumesc foarte mult, Cătălin, pentru intervenția în deșteptarea. Wake up, wake up. Deșteptarea. Wake up. Rise and shine. În fiecare dimineață la Europa FM.